O să fie mult mai greu, pentru că se vor arunca ca necați, să spun așa, să câștige cu noi, dar zic că vom câștiga toate cele 3 puncte, pentru că jucăm acasă și noi încercăm să ne formăm mentalitatea de învingător și echipele care vin la Bacău să știe că e foarte greu să câștige puncte aici. Atacantul Sport Clubului Bogdan Ungureanu e convins că Sport Club Bacău a depășit complexul meciurilor de pe teren propriu, chiar dacă de multe ori se simt mai avantajați la meciurile din deplasare. Avem mai multe spații, să spun așa. Acasă, când jucăm, noi încercăm să construim și echipele care vin fac un pressing avansat și nu ne dă voie să ne facem joc. Da, e adevărat. Există avantajul și dezavantajul meciului de pe teren propriu. Da, crezi că Buzău va veni în Bacău și va juca ultima șansă? Cam asta, înțeleg eu. Da. Sport Club Bacău e pe locul 6 cu 24 de puncte, în timp ce oaspeților Gloria Buzău sunt pe 7 cu 22 de puncte. După ce etapa trecută au câștigat duelul cu Unirea Târlungeni cu 2-1 în prelungiri din penalti. A plecat cu golgetelor lor, Bobby Verde, și asta se vede și în jocul lor. Sport Club Bacău, Gloria Buzău, sâmbătă de la ora 11 pe stadionul Aerostar.